Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor UIL TV. Stăm de vorbă astăzi cu profesorul anului 2015. Este vorba despre doamna Alina Radu, profesor în cadrul Colegiului Național Ile Caragiale din Ploiești. Bună ziua și bine ați venit la UIL TV. Bine v-am găsit. Așa cum am spus, este vorba despre un titlu care sună frumos. Ce înseamnă pentru dumneavoastră titlul de profesorul anului 2015? Pentru mine înseamnă o provocare. Și să spunem și o recunoaștere a rezultatelor, a muncii depuse, nu numai de mine, ci și de Anda, și a faptului că în Colegiul Caragiale se face performanță, avem elevi foarte buni, din care poți să aduci la lumină aceste diamante minunate. Deci, practic, înseamnă. Eu cred că un lung drum, adică o deschidere, de fapt, pentru că filozofia, sau cel puțin premiile pe disciplina filozofie, nu au existat în regiunea Sud-Muntenia niciodată. Deci eu consider și îmi doresc să fie un început de bun augur și să avem cât mai multe rezultate și cât mai mulți copii doritori să încerce măcar olimpiadă națională la filozofie. Este foarte interesant pentru că, așa cum a spus și noastră, foarte mulți olimpici la matematică, la limba română. Cum îi atrageți către disciplina aceasta? Recunosc, poate și eu am fost elev, nu am terminat de foarte mult timp liceu, să zic, nu sunt nici 10 ani de atunci. În schimb, filozofia sau logica erau materiile acelea la care... De nișă, da. Poate că înțelegeam o lecție, dar a doua poate că voiam, poate că nu voiam. Cum îi atrageți pe elevi? Știți ce se întâmplă cu un olimpic, de fapt cu un potențial olimpic la filozofie? Nu trebuie să-i faci absolut nimic special ca să-l atragi. Își dorește el. Deci ăsta este marele atu. Anda a venit la mine și mi-a spus în prima zi de școală, când am intrat la ore: doamna, știți, eu vreau să dau bacalaureatul la disciplina filozofie. Și eu am zis: măi, copilule, mai gândește-te, pentru că în vreo 7-8 ani de zile n-a venit nimeni la mine să-mi spună aș vrea să dau bacalaureatul. Și am zis: mai gândește-te, uite, cu filozofia nu-i chiar atât de simplu, eu cred că ar trebui să încerci ceva mai. Și mi-a zis: nu, îmi doresc lucrul ăsta, am citit, vă rog să mă evaluați. Deci a fost dorința copilului. Dacă nu există această nevoie sau dorința a copilului, este puțin probabil să scoți un olimpic la filozofie. Așa că le poți capta într-adevăr interesul fragmentat cu anumite teme, cu anumite discuții, dar nu-i poți canaliza pe disciplina în sine dacă ei nu-și doresc și dacă ei nu vor în mod special lucrul ăsta. Trebuie să dea dovadă de anumite aptitudini speciale, să spunem? Da. Trebuie să dea dovadă că reușesc să facă o argumentare pe un text, în primul rând, din punct de vedere filozofic. Care, cum să vă spun, în România, a face filozofie e ceva de genul: haide că facem și noi filozofia chibritului, adică discutăm și noi așa, batem apa în piuă, filozofăm, pierdem timpul puțin și mai umplem așa niște timpii morți și... Ei, nu e așa. Deci a argumenta filozofic înseamnă practic ați organiza în mod rațional un discurs, a aduce argumente, contraargumente. Ăsta este primul pas. Dacă reușești să argumentezi corect, coerent, valid, filozofic, înseamnă că poți lucra în domeniul ăsta, te poți descurca, poți înțelege o operă filozofică, poți concepe un eseu filozofic. Și de aici tot drumul. Deci în momentul în care eu am văzut că Anda poate să facă lucrul ăsta, mi-am dat seama că într-adevăr acest copil poate face performanță. Cât la sută din, nu știu, din meritul pentru acest titlu îi aparține profesorului și cât elev? E foarte greu, pentru că e o muncă în echipă. Dar dacă n-ar fi fost dorința ei și talentul ei, eu n-aș fi reușit să fac nimic. Este
clar acest lucru, pentru că poți să fii un, până la urmă, un profesor nemaipomenit, adică să ai și experiență, să ai și metodă didactică, să ai și conținuturi complexe și, eu știu, o viziune de ansamblu nemaipomenită, dar dacă nu ai aluatul, copilul, este, aceste calități sunt aproape inutile. Deci eu consider că meritul îl are copilul. Eu n-am făcut decât să cizelez acest diamant natural. L-am făcut să sclipească așa, să... Și l-ați făcut să sclipească bine, să strălucească mai... Da. Și a fost o mare... Ăsta a fost marele câștig. A fost chiar o perioadă controversată pentru că Anda inițial a vrut să dea la facultatea de drept. Chiar se pregătise un an de zile pentru drept, făcuse în particular, eu știu, gramatică, economie, și după ce a obținut calificarea la națională, mi-a zis, știți, eu nu mai dau la drept. Eu i-am zis, copilule, faci ce vrei, cum consideri. Au sunat părinții, doamnă, nu se poate. Ce i-ați făcut? Ce i-ați făcut copilului? Nu, i-am făcut... Ea a luat această decizie și mi-a zis, nu, vreau să merg la filozofie. Eu la un moment dat i-am spus, chiar poți să le împași pe amândouă, că nu se exclud și chiar se construiesc foarte bine și se potențează reciproc. Dar nu, a spus, vreau filozofie și după aceea o să văd. Ea este unul dintre puținii elevi pe care i-ați avut, care apreciază cu adevărat această materie? Sau, în general, sunt mai mulți care apreciază, nu, dar nu la nivelul acesta? Da, în general apreciază. Deci am plăcuta surpriză să văd că orele de filozofie sunt receptate. Adică nu sunt ignorate și nu... cum să vă zic, nu, copiii nu sunt inerți, nu sunt apatici, vor să înțeleagă, sunt deschiși, însă, evident, sunt grade de înțelegere, de implicare, de dorință, dar nu mi s-a întâmplat să intru într-o clasă și să nu am cu cine să dezbat sau să nu am cu cine să, eu știu, să clarific anumite concepte filozofice, chiar dacă la început poate a fost mai... eu știu, mai greu până s-au mobilizat. Cum îi determinați sau, nu știu, care ar fi recomandările pentru ei ca elevi să înțeleagă mai mult? E nevoie de lectură foarte multă? E nevoie de acele aptitudini despre care vorbeam puțin mai devreme? Ca să-ți placă filozofia, trebuie să vrei să știi mai mult. Adică trebuie să vrei să-ți lărgești orizontul. Trebuie să ai curiozitatea de a privi o anumită situație sau un anumit obiect dintr-o perspectivă amplă, pentru că filozofia asta îți oferă. O perspectivă amplă asupra unor situații sau asupra unor obiecte. Și te ajută să problematizezi contextul, te ajută să găsești soluții pe care nu le-ai văzut inițial. Chiar așa, prin exemple de filozofi, prin, eu știu, analize de concept, prin niște trepte, te ajută, îți îmbogățește perspectiva și eu consider că asta este nemaipomenit pentru oricine. Mai au elevii această curiozitate despre care vorbiți? Da. Wow! Vă bucură această curiozitate? Evident că da. Evident că da. La un moment dat, cred că acum vreo 2 ani, m-am supărat la un moment dat și zic, uite, eu vorbesc de 2 ore continuu și nimeni nu mi-a pus nicio întrebare. Deja m-am plictisit să vă povestesc. Și zic, data viitoare o să aveți evaluare în baza întrebărilor pe care mi le puneți. Deja i-ați evaluat în momentul acela. Spuneți-mi, vă rog, care sunt cele mai frumoase momente în cariera de profesor? În momentul în care dai un 10 din toată inima, pentru că ești convins că elevul îl merită, în momentul în care ai rezultate și vezi că munca ta este răsplătită practic prin rezultatul elevului și în momentele paradoxale de, eu știu, de
contradicție ușoară. Când vin la tine, vrem să dezbatem acest subiect. O noutate, nu l-ai mai făcut. Care sunt, vorbeam despre cele mai frumoase momente. Spuneți-mi, vreau să-mi vorbiți despre pasiunea dumneavoastră pentru filozofie. Că mă gândesc oarecum se leagă lucrurile, așa cum transmiteți dumneavoastră mai departe copiilor, nu știu, poate are legătură cu începuturile pasiunii dumneavoastră pentru filozofie. Nu știu neapărat, nu știu dacă e o pasiune, cred că e natura mea. Adică mi-aduc aminte că mama mea insista foarte mult să merg la facultatea de la ASE, de fapt, și m-am înscris în anul acela, nu știu, undeva prin 97-98 la ASE și la filozofie. Mama mea n-a știut mult timp că eu funcționez la două facultăți și m-am trezit înaintea Crăciunului că îi spun, uite, știi, nu mai merg la ASE, nu mă regăsesc în chestia asta și ce o să faci? Păi ce să fac? Merg la filozofie. Deci, cred că... De ce profesor? N-am vrut profesor, sincer. Adică mi-aș fi dorit. Am și stat în universitate la un moment dat, pe latura de cercetare, de... Dar conjunctura a fost de natură. Nu-mi dau seama. Dacă mă gândesc acum retrospectiv, nu pot să vă spun de ce. Dar știu că acum, deci dacă mă întrebați, știu că este drumul corect. Deci asta o știu. Ați primit un titlu, un titlu care vă onorează, cu siguranță, dar vreau să-mi spuneți ce înseamnă cel mai bun profesor. E profesor anului 2015, dar un titlu de cel mai bun profesor, ce ar însemna în viziunea dumneavoastră? Pentru mine un titlu de cel mai bun profesor este foarte greu de obținut. Adică nu cred că există cel mai bun profesor. De ce spuneți asta? Pentru că, bine, în filozofie, conceptele astea de bun, de bine și de rău sunt cam relative, adică discutabile și implică foarte multe lucruri. De aceea, nu cred că s-ar, adică, în esență analizat conceptul, nu cred că s-ar aplica realității în care trăim. Dar, v-am spus, este o provocare. În viziunea copiilor, cum simțiți că arată cel mai bun profesor? Un profesor care să-i provoace. Credeți că, sau, nu știu, mă gândesc că un profesor care îi lasă mai liberi, nu este genul de profesor? Nu. Acela este un profesor tolerant, indulgent. Un profesor bun este un profesor care îi provoacă, un profesor care îi contrariază, exigent în anumite momente. Deci să nu credeți că aprecierea lor se referă strict, adică dacă profesorul îi lasă mai lejer, îi menajează, nu le solicită, eu știu, implicarea și atenția foarte mult, îl și consideră un profesor bun. Nu. Dimpotrivă. Deși așa, la nivel formal, ideea este că da, uite, e ok, e de gașcă, uite ce tare e, nu ne stresează foarte mult, nu ne... Dar eu am văzut mișcarea în grupurile lor. La un moment dat ajung să fie, să-l aprecieze tot pe profesorul care... Da, și rămân marcați nu de profesorii indulgenți și înțelegător, ci de cei care au lăsat ceva în urmă, care au amprentat cumva personalitatea lor. Spuneți-mi, cum arată o lecție? Cum ar trebui să arate o lecție în zilele noastre? Pentru că am avut și elevi invitați, am avut și alți profesori și foarte mulți elevi spun că ar mai trebui, nu știu, ceva mult mai atractiv sau de unde... Păi, nu știu, lecțiile mele de filozofie sunt interactive. Adică nu există o parte, eu știu, descriptivă în care eu tot vorbesc și ei scriu. Nu. Dezbatem un concept
filozofic, analizăm un text, facem un focus group, împărțim clasa în mai multe echipe. Deci o lecție de filozofie este o lecție dinamică. Eu zic, uite, eu fac cu voi maieutică. Maieutică înseamnă arta de a moși, de la Socrate citire. Adică maieutică înseamnă să tot pui întrebări și să găsești răspunsuri astfel încât să te situezi cât mai aproape de adevăr. Deci, întrebând, primind răspunsuri, completând, fiecare își spune părerea, se mai și contrazic, se creează două tabere, e foarte dinamic. Iar la sfârșitul orei rămânem cu niște lucruri stabilite. Deci nu e monotonie, pentru că eu nici nu concep cum aș putea să predau filozofia descriptivă, adică pur și simplu, hai copii, înșirăm niște informații. Se mai teme elevii de note? Da. Rămâne da. Spaima lor, da, notarea. Da, se tem. Se tem de o notă mică, se tem de o... și de o notă luată, cum să vă spun, prin... așa, nu neapărat că nu-i pregătit, ci că a fost prins de data asta pe picior greșit. Se tem. Așadar, putem spune că mai sunt elevi care învață de frică? Sau sunt elevi? Sunt și elevi care învață de frică. Am înțeles. Și cred că vor fi întotdeauna. Cel puțin la disciplinele pe care poate nu le îndrăgesc atât de tare. Cred că la orice disciplină. Aveți, nu știu, oarecum nemulțumiri față de ceea ce se întâmplă în sistemul acesta de învățământ? Sau ce vă nemulțumește pe dumneavoastră strict la clasă? Nu, la clasă nu există lucruri care să mă nemulțumească, pentru că în Colegiul Caragiale avem tot felul de facilități. Avem și copii foarte buni, deci putem să ne desfășurăm activitatea foarte, cum să vă spun eu, cu satisfacție, să ai satisfacția lucrului bine făcut. Deci n-aș putea să spun că am nemulțumiri, pentru că nu sunt. Conducerea liceului se implică, adică întotdeauna atunci când a existat, eu știu, un potențial elev cu resurse pentru o olimpiadă, s-au implicat, au venit în ajutorul nostru, ne-au susținut cu materiale, deci există disponibilitatea asta. Și cred că sunt un caz fericit, pentru că presupun că există și școli unde nu există elevi buni sau dotare sau implicare din partea conducerii. Totuși, la nivel, nu știu, la nivel mare, să spunem, ați schimbat ceva? La nivel de program? Da. Întâmpinați probleme aici? Conținuturi multe, greoaie? Da. Deci ar fi multe de schimbat. Și pe curriculum... adică curriculum înseamnă pe... conținuturi. Exact. Disciplinele care se studiază în funcție de profil. Sunt totuși multe ore din punctul meu de vedere. Eu știu, la un profil umanist să faci în clasa a 9-a și a 10-a să faci câte 2 ore de matematică, însemnând, echivalând de fapt cu 2 ore de disciplină socio-umană. Deci același lucru. Este vorba despre, nu știu, informație multă pentru elevi? Informație nefolositoare? Nu neapărat multă. Adică eu cred că, bun, deja dacă ne-am stabilit prioritățile și suntem filologie, da? Sau suntem umaniști. Ok, recapitulăm. Noțiuni de bază din matematică, fizică, biologie, chimie, nimic de spus că sunt necesare. Dar să le echivaleze ca și quantum orar pe cele de disciplina profilului e deja... Eu aș schimba, adică aș schimba. În mintea mea lucrurile stau altfel... Ați propune, să spun. Da, așezate. Deși niciodată nu m-aș vedea implicată, eu știu, nu că nu m-aș vedea, sigur, n-aș accepta și nici n-aș fi vreodată implicată în mod direct în, nu știu, sistemele politice sau nu. Deci deja sunt multe. Cum ați defini performanța în învățământ, în educație, mai ales că săptămâna asta a fost și ziua educației? Talent, tenacitate,
implicare și consecvență. Și acum vin și vă întreb și din partea cui ar trebui să vină toate acestea? A elevului sau a profesorului? Din partea celor doi. Deci nu se poate numai unul să lucreze. De asta există cazuri în care elevi talentați care își doresc să ajungă, eu știu, într-o națională, într-o internațională, depun un efort susținut, dar poate nu au un îndrumător la fel de implicat. Și dezamăgirea este în ambele sensuri, adică și îndrumătorul este dezamăgit că elevul n-a obținut nu știu ce rezultat, iar elevul, clar, nu se mai pune problema. Ați întâlnit astfel de situații neplăcute, nu știu, aceste dezamăgiri, vă le întâlniți frecvent? Nu le întâlnesc frecvent, dar am întâlnit, cred că unul sau două cazuri, evident, elevul, da, eu știu, demoralizat, supărat, dezamăgit, debusolat, pentru că în momentul acela chiar nu mai are siguranța de sine, nu știe într-adevăr oare sunt bun, oare ceea ce am făcut este bine, oare trebuie să merg pe drumul ăsta. De asta e o muncă conjugată. Auzim frecvent expresia nu mai sunt elevii de altă dată. Chiar mă uitam zilele trecute pe internet și vedeam în discuțiile unor cadre didactice din toată țara pe forumuri și am citit printre rândurile spuse de mai mulți profesori nu mai sunt elevii de altă dată. Așa este, nu mai sunt elevii de altă dată, dar eu spun așa că noi, profesorii, trebuie să fim foarte atenți pentru că acești elevi, chiar dacă nu mai sunt cei de altă dată, au lucruri nemaipomenite să ne împărtășească și să ne transmită. Deci, mai cred că niciun profesor nu este un dascăl adevărat dacă nu învață ceva de la elevul său. Deci, nu te poți numi dascăl adevărat dacă nu înveți ceva de la elevul tău. Și ăsta este un mare câștig. Ce putem învăța de la elevi? Putem învăța să ne perfecționăm metodele, conținutul științific. Putem învăța, adică ne arată drumul către mintea lor și sufletul lor. Deci învățăm practic să-i câștigăm. Pentru că, de fapt, asta este diferența. Nu mai sunt elevii de altă dată. Elevii de altă dată erau, într-adevăr, mai conformiști. Generația de astăzi este non-conformistă și cu, eu știu, mici paradoxuri pe acolo sau mici dezechilibre. Dar dacă te uiți atent la ei și chiar vrei să-i înțelegi și să-ți aduci aproape, poți să faci lucrul ăsta. Deci învață de la elevul tău, este cel mai important lucru, ascultă-l și l-ai câștigat. Așa dacă spui, nu mai sunt elevii de altă dată, ok, hai. E foarte interesant ce mi-a spus că cum îi putem câștiga. E foarte interesant câștigul acesta. Că, nu știu, mă gândesc, există vreo rețetă? Că... Nu există. Nu. Deci asta este. Trebuie să înveți să-i asculți. Dar odată ce l-ai câștigat, e al tău pe viață. Deci e sigur. Deci dacă ai câștigat această bătălie, este ca și cum și este, știți, până la urmă ei sunt copii. Și... E ca și cu respectul. Respectul, până la urmă, se câștigă, da? Nu-l obții, da? Ei, dacă ai câștigat respectul, l-ai câștigat pe copil. Și, în general, dacă ai câștigat respectul unei persoane, este foarte greu să, după aceea, să intervină ceva principial vorbind care să decline această poziție. Dar drumul de parcurs până la câștigarea respectului e, de fapt. Deci învață să asculți elevul. Nu există. Cred că asta este metoda cea mai bună. Fii atent la el. Și când tace, și când spune ceva, și când te întreabă, și când e nemulțumit, deci el îți comunică ceva.
Bine, unii dintre noi au răbdare să facă lucrul ăsta. Au deschidere. Alții mai puțin. Alții poate într-adevăr nu pot. Dar cred că asta este o soluție. Deci... Credeți că școala mai contribuie la transmiterea acestor valori de care îmi vorbeați, despre respect, despre frumos până la urmă, pentru că în prezent chiar avem o problemă cu perceperea frumosului. Cred că dacă întrebăm 50 de persoane ce înseamnă frumos, cu siguranță nu vom găsi două răspunsuri la fel. Credeți că școala îi ajută să păstreze aceste valori așa cum erau poate altădată? Nu, dar trebuie să acceptăm evidența aceasta. Bun, nu mai sunt copiii de altă dată, da? Nu mai este frumosul de altă dată. Dar nu se poate în realitatea asta de acum și de aici să nu găsești binele, frumosul, pozitivul, lucrurile benefice care să te ajute să te construiești ca și om. Ia-o ca atare. Plângem după ce a fost odată. Nu, hai să vedem acum, aici, ce-i de făcut. Unde sunt ele ascunse? Așa nu mai sunt copiii de altă dată, nu mai sunt, putem să, nu mai sunt valorile de altă. Corect, nu mai sunt. Pentru că nu mai sunt timpurile de atunci. Dar este un alt context. Ar fi chiar paradoxal să mai fie. Mă gândesc că ar fi un pic nenatural să persiste acele valori, nu? De atunci sau copiii de altă dată. Nu, nu se poate. Ar trebui să lăsăm nostalgia și, da, și să ne unim trăim forță în prezent și să căutăm aici și acum, cum spuneați dumneavoastră, aceste valori care până la urmă în orice societate nu fac altceva decât să ne contureze personalitatea într-un mod pozitiv. Da. E foarte interesant. În prezent, pentru că mai avem foarte puțin timp, în prezent mai aveți copii pe care, nu știu, poate invităm într-o emisiune viitoare, care se vor întoarce de la olimpiadele de filozofie cu rezultate bune, bineînțeles, și foarte bune. Eu sper că vom aduce și vom avea noi caragiale aurul, pentru că am venit cu bronzul de la internațională. Și sper că vom aduce aurul. Nu știu dacă anul acesta, deși există acolo ceva, dar în cel mult 3 ani. Deja ați stabilit și un termen și... Da, pentru că vedeți noastră, deja acum disciplina filozofie, cel puțin în liceul Caragiale, este receptată altfel. Uite, se poate performanță la filozofie. Mai mult, se poate să obții o medalie de bronz la internațională, să te înscrii la universitate și să te înscrii la o bursă, de exemplu, cum o să facă ANDA, bursa Tânărul Cercetător se numește. Este, mă rog, o bursă acordată de universitate printr-un program Erasmus. Pe 2 ani de zile, presupune cercetare, redactare de materiale, evident, sub îndrumarea unui profesor coordonator, o bursă de aproximativ 15.000 de euro, care te ajută să te dezvolți și îți deschide niște perspective imense. Că m-a întrebat la un moment dat o colegă, zice, bă, dar ce face copilul ăsta tău cu filozofia asta? Zic, uite, poate să ia 15.000 de euro și să facă atâtea lucruri. Incredibil, nu se poate. Cât muncește un copil pentru un premiu ca acesta? Oh. Enorm. Deci enorm. Resursele solicitate sunt enorme. Deci există acolo atât resurse emoționale cât și fizice. Și determinarea interioară. Deci să nu vă imaginați că este ceva facil. ANDA avea un program drastic. Intervalul dintre națională și internațională a fost de aproximativ o lună de zile. Și în luna aia de zile a avut un program pe zile ce trebuia să facă. Deci era materia condensată și structurată așa fel încât ea trebuia să cuprindă toate aceste etape.
Dar copilul ăsta nu s-a plâns niciodată. E foarte importantă și voința, extrem motivația. De importantă. Extrem de importantă este. Este exact ce spuneați mai devreme, că degeaba există profesor, degeaba sunt copii acolo, dacă nu există acea relație între cei doi. Da, este. Este un efort susținut. Și, evident, copiii pot fi sensibili, influențați de anumite lucruri și au momente în care nu neapărat că cedează, dar fiind stresul emoțional și spune, vai, poate nu sunt chiar atât de bună, poate nu reușesc să fac față. E un moment greu. E un moment și pentru dumneavoastră greu. Ca profesor, bănuiesc că... Deci nu vă spun. Și era plecată în Estonia la Tartu. Eu eram în banchetul claselor a 12-a și comunicam prin e-mail. A avut loc proba și primesc mesaj de la Anda. Și îmi spune ceva de genul, vai, nu se poate. Doamnă, zice, am vorbit cu toți oamenii ăștia de aici, din 39 de țări adună. Zice, au avut așa niște abordări uimitoare, nemaipomenite. Zice, știți puncte așa. Zice, cred că sunt șanse minime să iau ceva. I-am trimite mie mail. Eu acum în banchetul claselor a 12-a și mă gândeam, Doamne, zic, nu se poate. Eu am făcut evaluarea acestui copil, eu știu ce poate acest copil. Evident că m-am documentat și despre cum funcționează internaționala de filozofie. Nu se poate copilul ăsta să nu se întoarcă cu ceva. Deci în capul meu era un paradox, zic, cum? De ce îmi spune asta? Și eu n-am răspuns. Mi-a trimis normal. A spățit ceva? Zic, nu, zic, aștept odată rezultatele, că nu mai pot, am albit. Da, și când a văzut medalie de bronz, zice, a, nu se poate. Zice, da, vedeți impactul momentului, faptul că ești copil, că ai emoții, că pe tine totuși există o presiune imensă și nu știi cum să o gestionezi la vârsta aia, creează diverse, eu știu, lucruri mai mult sau mai puțin plăcute. Important e că finalul este cel fericit, poate... și asta... Poate într-o vacanță o să o chemați și pe ea. Cu siguranță, trebuia să fie, pentru că ea este elevul anului, că nu am amintit pe ea. Da, așa este, ea este elevul anului. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate cuvintele frumoase și vă doresc mult succes în continuare, să ne revedem cu aurul, așa cum ne-ați promis. Mulțumesc frumos! Cu drag, numai bine! Atât pentru săptămâna aceasta, stimați telespectatori, rămâneți cu IRTV, după publicitate urmăriți și celelalte știri pe scurt ale ediției. Numai bine! Percheziții de mare amploare au avut loc săptămâna aceasta la Ploiești, în locuințele mai multor persoane bănuite de înșelăciune și șantaj. Acestea formau un grup de vrăjitoare care într-un singur an au reușit să păcălească numai puțin de 30 de persoane din țară sau străinătate.
Potrivit comunicatului IPJ Prahova, cei care refuzau să plătească așa zisele servicii ale vrăjitoarelor erau amenințați cu moartea. Oamenii legii au ridicat din palatele vrăjitoarelor 30.000 de euro, două laptopuri și 11 telefoane mobile, iar 12 dintre persoanele implicate au fost deja trimise în judecată cu propunerea de arestare preventivă. Polițiștii locali ploieșteni vor primi lefuri mai mari începând de luna viitoare. Consilierii locale au aprobat o nouă rectificare bugetară, care prevede creșterea salariilor în instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local. În luna august, data de 31 august, ne-am aprobat niște rectificări de buget, conform cărora am putut să oferim unor instituții din subordinea Consiliului Local sumele suficiente pentru a acoperi această majorare de 12%. Din nefericire au rămas câteva instituții care nu s-au încadrat în plafon. Printre ele număr Serviciul Public, Finanțe Locale, Poliția Locală, o parte din ASSC, toate școlile și grădinițele. În data de 30 septembrie 2015 a fost publicată Ordonanța de Urgență numărul 41, care abrogă aliniatul 4 al articolului 3 din OG 63, care făcea referire tocmai la obligativitatea existenței acelui plafon maximal, una dintre cele două condiții despre care am vorbit în OG 27. În acest context, administrația publică locală poate să mărească bugetele alocate pentru salarii și, în consecință, oferim posibilitatea instituțiilor din subordinea Consiliului Local să ofere creșteri salariale tuturor instituțiilor subordonate. Acesta este contextul juridic în care noi ne-am întâlnit astăzi și supunem spre aprobarea dumneavoastră rectificările de buget. Odată cu această creștere salarială de 12%, norma de hrană a polițiștilor locali va crește și ea de la 25 la 32 de lei pe zi. Demonstrație inedită de tenis de câmp în scaun rulant la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, la inițiativa Fundației Motivation România, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii, jucători de performanță din Statele Unite, antrenori celebri, dar și numeroși iubitori ai sportului, au fost prezenți la acest eveniment pentru a-i susține pe sportivii a căror voință este mai puternică decât orice obstacol. Demonstrația de tenis de câmp în scaun rulant vine ca urmare a unei tabere de tenis de câmp în scaun rulant pe care am organizat-o alături de Ambasada Statelor Unite ale Americii în cadrul programului Sports United. Ne bucurăm să avem alături de noi doi sportivi de performanță, multimedaliați, care au reușit să transmită cumva din experiența lor jucătorilor mai tineri aduși pe teren de Fundația Motivation România. Vorbim de copii cu vârstă de la 10 ani până la adulți de 31 pic de ani, care speră să-și depășească limitele prin sport. De fapt, ăsta este scopul evenimentului și al sportului adaptat în general, să promoveze abilitățile pe care le au persoanele cu dizabilități. Noi ne dorim să facem mai mult de atât, ne dorim să facem sport adaptat în cadrul organizat în România, pentru că, așa cum probabil știți, sportul pentru persoane cu dizabilități nu este chiar atât de cunoscut și atât de promovat. Cei mai încântați de competiție au fost înșiși jucătorii, care, deși aflați la început de drum, promit să nu se oprească înainte de a atinge performanțele visate. Cum ai ajuns să practici acest sport? Eu, cunoscându-mă mai de mult cu cei de la Fundația Motivation, am fost propus să practic și altceva în afară de basket, și anume tenis. Asta se întâmpla undeva în vara trecută, la sfârșitul verii. Eu am acceptat cu mare plăcere, fiind ceva nou. Chiar vreau să, nu știu, să fac mai mult decât cred alții că pot persoanele în scaun. Cum s-a ajuns la această tragedie? Pentru mine nu e tragedie, a fost din naștere, totul a fost absolut normal, prietenii n-au avut niciun fel de problemă. Ce-ai dus o viață normală? Da. Ce înseamnă sportul acesta pentru tine? Foarte multă mișcare,
cunoști multă lume, călătorești, dar plăcerea cea mai mare cât e pe teren. Ai participat la vreo competiție până acum? Ai câștigat? Fiind începător, nu. Nu am avut ocazia să particip la o competiție, dar sper să ajung și acolo. Noi acum avem de la 10 până la 4 fiecare zi. Am avut antrenament și acum merg și acasă în Cluj și tot și acolo vreau să facem. Am antrenor și facem și acolo antrenament. 2-3 ori pe săptămână. S-au legat prietenii în toate aceste competiții între voi? Veniți practic din toată țara? Da, da. Deci venim din toată țara, da. În Sibiu, Cluj, București, Ploiești, da. O tabără binevenită. Poftim? O tabără binevenită. Da, 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 da. Vei continua? Da, bineînțeles. Da, 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 bineînțeles. Dacă nu, nu fac. Deci asta vreau eu să fac, tenis. Da. E greu pentru tine și pentru colegii tăi de aici? Un pic, un pic greu, obositor, până ce pot să fim la un nivel mai, mai mare. Încă un monument istoric prahovean a fost redat circuitului turistic săptămâna aceasta. Vechi de aproape 4 secole, conacul Pana Filipescu din comuna Filipești de Târg poate fi vizitat din nou de către turiștii interesați de trecutul județului, după ce pentru restaurarea lui s-au cheltuit 7 milioane de lei noi. Nu rămânem în urmă cu ceea ce înseamnă păstrarea patrimoniului. S-au întâmplat lucruri frumoase aici. A apărut o nouă identitate a unei comune, comuna Filipești de Târg. Ea figurează undeva pe drumul voievozilor, dar figura și poate la un moment dat vă puneați problema de ce și ar trebui să citiți foarte mult ca să înțelegeți de ce figurează. Astăzi vedem de ce figurează pe drumul voievozilor și a regăsit identitatea. Și înseamnă foarte mult și pentru localitate și înseamnă foarte mult și pentru județ. Este un obiectiv foarte important pentru județul Prahova, dar eu aș spune chiar și pentru regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Și sunt convins că alături de alte obiective care sunt în faza de finalizare, alături de alte obiective finalizate deja în cadrul axei 5 de conservare și dezvoltare a patrimoniului istoric și cultural, Conacul Pană Filipescu va intra într-o hartă bine meritată de atracții culturale și, de ce nu, și turistice ale acestei zone. Noi am ținut foarte mult să păstrăm tradițiile, să păstrăm obiceiurile, să avem o bogăție în continuare care să o exploatăm, pentru că trebuie să ne mândrim cu ceea ce avem și cu ceea ce am făcut. Dacă domnul președinte Mircea Cosma ar fi aici, ar spune că noi suntem aici de 2000 și ceva de ani. Dar în același timp trebuie să o felicit pe doamna Peneș, pentru că și-a pus și dânsa un pic amprenta asupra acestui edificiu împreună cu doamna proiectant și a ieșit un lucru extraordinar. Este un lucru care putem să ne mândrim, cu care primăria Filipești de Târg, cu domn primar aici de față, trebuie să mândrească. Este un proiect, cum a spus doamna prefect, pe traseul drumul voievozilor, care include și alte proiecte pe care vom reuși cu ajutorul celor de la ADR, cu ajutorul primăriilor din județul Prahova, să le restaurăm, să le punem în valoare și, de ce nu, să le exploatăm, să avem venituri de pe urma lor. La rândul lor, autoritățile locale promit că vor căuta să atragă turiștii în zonă, cu atât mai mult cu cât proiectul are în vedere punerea în valoare a traseelor străbătute de voievozi, precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu sau Matei Basarab. Sunt mândru că cu ceva vreme în urmă Consiliul Județean, în frunte cu domnul președinte Mircea Cosma și echipa dânsului, au luat această hotărâre ca acest conac să fie reabilitat și să poată fi pus în valoare și la valoarea lui adevărată. Pentru noi, ca și localitate, este un plus valoare
Noi încercăm, ca și autoritate publică locală, să încercăm să valorificăm și noi acest plus. Reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova sunt și ei încântați de rezultatele renovării. Stilul tradițional al clădirii, cu foișori și coloane, beciurile cu uși largi care adăposteau vestita biblioteca a lui Constantin Cantacuzino Stolnicul și sălile principale, restaurate și amenajate pentru expoziția de bază, sunt doar câteva dintre elementele care dau unicitate Muzeului Prahovean. Va fi a 17-a secție muzeală a instituției pe care o reprezint. Va fi și cea mai modernă, este la concurență cu Muzeul Ceasului, care de asemenea a fost finalizat și urmează să-i organizăm expoziția permanentă. Este de excepție și din punctul de vedere al dotărilor acest proiect, pentru că, după cum vedeți, de la scaune, de la omida care este etalată aici undeva, cu care se urcă pe trepte, până la utilitățile pe care le folosim, totul a fost eligibil, neeligibil. Cert este că noi, muzeul, beneficiem de acestea, însemnând o degrevare din punctul de vedere al fiabilității tehnice. Noi, istoricii, încercăm să ținem pasul cu tehnica și să avem utilități cât mai moderne. Iată, în acest proiect ne-au fost aproape dăruite, ca să spun așa, rămâne să învățăm să le manevrăm. Bineînțeles că de aici, de la acest moment, începe activitatea noastră. Conceptual vreau să vă spun că ea există, există pe hârtie, vitrina, conținutul, tematica, dar după 3-6 luni maxim, timp în care clădirea trebuie să se așeze, să degajeze toate toxinele pe care le-a acumulat prin lucrările de construcții. Astea sunt normele de conservare și de acreditare pentru muzee. Atunci, cu siguranță, ceea ce dorim și ne-am propus să realizăm va intra în circuitul turistic. La 30 de ani de la trecerea sa în eternitate, dirijorul și compozitorul Florin Comișel a fost comemorat printr-o manifestare omagială desfășurată la Muzeul Paul Constantinescu din Ploiești. Iubitorii ai genului, dar și contemporani cu cel care a lăsat moștenire o impresionantă operă muzicală, cu toții au ținut să evoce momente din viața și creația compozitorului. El s-a născut în iulie 1885, deci acum 130 de ani, deci marcă. Și a trecut în lumea veșnică, în 2 iunie 1955, la 65 de ani. La 70 de ani, da. 70 de ani. L-am cunoscut bine, în primii mei ani de activitate aici, în perioada 53-55, la Vălenii de Munte, când chiar dacă era la pensie, avea ore în învățământ, predând muzică la clasele 5-7, dirija, și era folosit de organul raional, de partid de stat, pentru acea orchestră populară care îmi dea mie multe bătăi de cap până la desfințare. Venea tradițional. Și făcea corurile? Așa. A fost mare dirijor aici în Ploiești, în perioada interbelică și înainte de primul război mondial, aproape 30 de ani, inclusiv la corul ceremonial. Printre invitați s-a numărat și nepoata compozitorului prahovean. Președinte ai diferite jurii de concurs, începând cu Floarea din grădină, unde se certa cu maica mea, adică ea dădea o notă mai mică, eu dădea o notă mai mare. Și lumea credea că sunt soți. Și zicea, uite, domnul este mai amabil, mai maleabil, de ce e așa de dură Lilia? Dar la președinție se punea problema cine să fie președinte, la început. Și Florin sau Emilia. Până la urmă a rămas Emilia Comișel, după aceea n-a mai fost, ea așa.
Evenimentul s-a încheiat printr-un moment poetic. Ne luăm paharul, îl împinăm la 45 de grade și turnăm berea în mijlocul paharului, astfel încât să se formeze această spumă. Spuma trebuie să fie densă, albă, persistentă în jur de 3 minute. Asta ne arată nouă că este o bere de calitate. Dar trebuie să se spargă în 3 minute. Ploieștenii care vor să descopere secretele celei mai populare băuturi din lume sunt așteptați în acest weekend la fabrica de bere Bergenbier din Ploiești. Ca în fiecare an, cea mai modernă fabrică de bere din Europa Centrală și Est Europeană organizează sâmbătă, 10 octombrie, ziua porților deschise. Cu această ocazie, vizitatorii pot vedea tehnologiile de ultimă generație, ingredientele naturale și metodele prin care se obține cea mai bună bere. Vreau să spun că este cea mai modernă fabrică din România, de departe, și asta o să constatați când o să faceți vizită. Și aici se extinde nu numai din România, am văzut țările, toate celelalte țări din zonă și fabricile noastre și ale competiției. Pot să spun că este cea mai modernă fabrică din zona centrală este europeană. Aceste utilaje, până la urmă, n-ar valora nimic dacă n-ar fi mai spulberat. Mai spulberat la noi, o să vedeți că Edwin astăzi, colegul meu, el este mai spulberat, reprezentativ cu care noi venim în fața dumneavoastră. Maestru Berard, el a făcut bere acum sute mii de ani și în continuare, chiar dacă avem utilaje de ultimă tehnologie, de IT și totul e controlat, până la urmă totul revine la oameni și la Maestru Berard. Eu sunt Edi Modovan, eu mă ocup de partea de fabricare bere în fabrica din Ploiești, procesăm în Fernum, din Vex, Stella, Stalo, Prame, Noroc, Rogun, Blau. Fac asta de 10 ani de zile, fac bere, n-am făcut altceva de când am terminat școala, nu mai în domeniu am lucrat. O să vă povestesc un pic pe drum cum se face berea, o să vedeți și utilajele. Dacă aveți întrebări pe drum, aici, oricând, la orice întrebare, vă răspunde cu mare drag. Pentru a facilita transportul vizitatorilor, fabrica de bere le va pune sâmbătă la dispoziție gratuit un autobuz, care va pleca din oră în oră, începând cu 9:30 de minute, de vis-a-vis de stația Coreco de la halele centrale. Accesul în fabrică se va face începând cu ora 9:30, iar ultimul tur se va organiza la ora 18:30 de minute.